datoria de a înmulți talentul cel încredințat nouă de Dumnezeu. Fiecare om are talentul său primit în dar de la Dumnezeu și niciunul nu este fără talent. Înmulțirea lui aduce mântuirea veșnică a sufletului său, precum și intrarea lui în împărăția cerurilor, după cum zice Domnul cuvântul său, către cel ce a înmulțit talentul său. Bine, slugă bună, credincioasă. Peste puține ai fost credincioasă, peste multe voi pune, intră într-o bucurie a Domnului tău. Ce este bucuria Domnului, dacă nu împărăția cerurilor? La fel vedem că cel ce nu a înmulțit talentul său, s-a osândit în munca veșnică. După cum ne arată iarăși Domnul zicând, iar pe sluga cea netrebnică, aruncase-o într-un întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea, scrâșnirea dinților. Iată deci, frați și surori, cât de luminat, cât de clar ne arată Mântuitorul nostru că cel ce mulțește talentul său se mântuiește și intră într-o împărăție a cerurilor, iar cel ce nu se silește a-și înmulți talentul său se osândește. Poate va zice cineva, eu nu am talent. Mare minciune spune unul ca acesta și nu trebuie nici de cum asculta. Noi vedem în Sfânta Evanghelie de astăzi că toți au primit talanți. Unul 5, altul 2, altul 1, dar niciunul nu a rămas fără de talent. Dacă ar fi fost vreunul fără de talent, ar fi zis Domnul că altuia nu i-ar fi dat niciun talent. Dar arătând că toți au luat talanți, nimeni nu poate, nu se putea încometa a zice, eu n-am niciun talent. Putem zice că nu toți au primit la fel talanții, că unii mai mulți, alții mai puțini, și că nu toți au primit același fel de talent. Aducându-se aminte de mărturia Sfintei Scripturi, care zice, Duhul este unul, iar darurile felurite. Așa, de exemplu, unul este patriarh, altul conducător de țară, altul mitropolit, altul episcop, altul preot, altul stareț de mănăstire, altul conducător de oști, altul mare înregător în societate, altul scriitor, altul judecător, altul dascăl bisericesc, altul pictor, zugrav, altul filozof, altul mare cântăreț, altul astronom, altul croitor, altul meșter, dulgher sau tâmplar. Altul cezmar, altul zidar, altul învățător, altul lucrător de pământ, altul păzitor de vite sau de oi. Și așa mai departe. Dar să nu uite fiecare că pe cât regătoria lui este mai mare, cu atât mai mare răspundere are în fața lui Dumnezeu, dar și a oamenilor. Căci are datoria a-și înmulți talanții încredințați lui, aducându-și aminte de cuvântul lui Dumnezeu care zice căruia i s-a dat mai mult, mai mult se va cere de la dânsul. Mari dregători, păstori de suflete trebuie să-și înmulțească talanții primiți spre folosul de oști al poporului. Fie prin scris, fie prin cuvânt, dar mai ales prin pilda bună a vieților. Deoarece mai mult zidește cineva pe alții prin trăire decât prin cuvânt. De aceea Mântuitorul a cerut mai înainte de învățătură trăire. Lucrarea duhovnicească zicând, cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema, iar unul din Sfinți a zis, faci tu să vorbească faptele tale. Marele Apostol Pavel îndeamnă pe ucenicul său, Tit, să se facă în toate pildă bună de urma zicând, într-o toate arată pe tine pildă de fapte bune. Dacă cineva este păstor de suflete în Biserica lui Hristos, trebuie să predice neîncetat cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Evanghelie. Pe toți trebuie să-i învețe calea mântuirii, să-i convingă pe cei necredincioși rătăciți la dreapta credință,
se aducă la credința mamă ortodoxă, să împrăștie întunericul necredinței, să vegheze asupra sufletelor și să le călăuzească spre Hristos, dar fără interese. Păstorul de suflet are datoria de a predica cuvântul lui Dumnezeu cu stăruință în toată vremea, a învăța cu blândețe, a păstra cu scumpătate dreapta credință, a nu da nicio pricină de sminteală credincioșilor, a suferit pentru credincioși nu a se rușina și a nu se înfricoșa de amenințările oamenilor. A oprit pe femeie să predice în biserică. A păstrat în întregime învățătura Sfintei Evanghelii și alte. Acestea și încă multe alte, dacă le vor face preoții, credincioși și Bisericii lui Hristos, atunci se vor afla în toată vremea lucrând la mulțirea talanților lor, pentru care vor primi plată de la Dumnezeu în ziua cea mare a judecății de apoi. Dacă toți se vor sări să-și înmulțească talentul lor dat de Dumnezeu, plată răspătire vor lua de la El și cinste de la oameni care se vor folosi de hrănicia, dragostea lor de a lucra spre binele obștesc al tuturor. Dar și astfel poate creștinul, mai ales preotul, aș înmulți talentul său spre slava lui Dumnezeu, folosul de obștea oamenilor. De exemplu, dacă cineva are darul propovăduirii, predică Evanghelia după măsura credinței sale. Dacă altcineva are slujbă, o săvârșește cu evlavie. Dacă altul are darul învățăturii, se sârguiește a învăța cele sfinte ca alții. Dacă altul face milostenie cu voie bună, dacă altul lucrează în orice fel spre bine aproapele său, toți aceștia își înmulțesc talanții lor. Dacă unii se silesc că aduce o viață sfântă în feciorie, în post, în rugăciune, în înfrânare de la toate, în priveghere, citirea Sfintelor Scripturi, unul ca aceștia se află înmulțindu-și talanții lor. Dacă alții au darul răbdării, al tăcirii, al iertării, al bândeții, al smerenii, al îndelungate răbdări, prin aceste fapte bune sunt pilde pentru cei din jurul lor, ca niște lumini în sfeșnicul Bisericii lui Hristos pe folosul tuturor, și aceștia se află înmulțind talanții lor. Dacă altul are darul trăzviei, al bărbăției, al dragostei, nerăutății, evlaviei, al supunerii și al ascultării, slujind tuturor cu bucurie, cu dragoste, acesta luminează cu pilda vieții sale pe tot ce din jurul lui și plinește cuvântul Domnului care a zis: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Astfel, cei ce luminează zidesc pe alții prin viața lor curată, prin trăirea lor. Unii ca aceștia pururea se află mulțind talanții spre slava lui Dumnezeu. Cât de plăcut sunt acești oameni în fața lui Dumnezeu, dar și a oamenilor. Dacă altul are credință tare în înfățarnică, lucrează cu dragoste spre mântuirea folosului oamenilor. Dacă rabdă în încercări, cu vitejie, în necazurile, ispitele, bolile, scârbile, pagubile lor, fără a căti împotriva lui Dumnezeu și mulțumește în toate încercările grele prea bunului Dumnezeu, unul ca acesta aduce Domnului roadă prin răbdarea sa, după cuvântul Domnului și în toată lumea vieții sale, își mulțește talanții dați lui de Dumnezeu spre dobândirea fericirea veșnică în împărăția cerurilor. Dacă alții își petrec viața în frică și în dragoste de Dumnezeu, adică în smerenie, în blândeție, dacă nasc și cresc copiii în dreapta credinței, evlavie, în post, rugăciune, în umilință, în nerăutate, unii ca aceștia dau o pildă bună celor care îi văd și așa se află, înmulțind talanților spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor. Cei ce se ostenesc și îngrijesc de bolnavi, de bătrâni neputincioși, sprijinindu-i cu dragoste, jertfindu-se prin răbdare ostenială pentru ajutorul sprijinilor,
purtându-le neputințele, îngrijind de sănătate nevoile lor. Unii ca aceștia am prins cuvântul lui Dumnezeu care a zis, bolnav am fost și m-ați cercetat. Astfel aceștia se află mulțind talanților spre slava lui Dumnezeu lor mântuirii. Dacă altul este bogat și se milosebește să ajute din dragoste pe săraci, pe bolnavi, pe neputincioși, împărțindu-le cu dragoste cele trebuințe, aceștia își înmulțesc talentul său prin darul milostenii și va câștiga mila lui Dumnezeu în ziua cea de apoi. Dobândim fericirea veșnică a lui Hristos, care zice, fericiți sunt cei milostivi, că aceia se vor milui în fața lui Dumnezeu. Am arătat că toți oamenii au primit talanți de la Dumnezeu și fiecare este dator a înmulțit talentul său spre a intra în bucuria împărăției cerurilor. Am arătat și ce pedeapsă vor lua cei leneși nelucrători care nu s-au silit în viață la înmulțirea talanților lor. Iubiți credincioși, noi știm că toți Sfinții Drepții lui Dumnezeu de la începutul zidirii lumii s-au silit fiecare prin cuvânt fapte bune aș înmulți talanților. Dacă vom citi cu atenție dumnezeiască Scriptură, învățăturile Sfinților Părinți, vom înțelege luminat că patriarhii, prorocii, apostolii, ierarhii, mucenicii, mărturisitorii, cuvioșii, toți Sfinții Vechiului Noului Testament s-au silit în viața lor să împlinească cu toată săguința poruncii lui Dumnezeu spre slava Lui, spre mântuirea Sfinților lor. Astfel, cu o osteneală prin lucrarea faptelor bune și-au mulțit talentul dat de Dumnezeu. Ei aveau bunurile în minte că e prea bunul Dumnezeu. În ziua cea mare a judecății de apoi, va răspăti fiecare după faptele lui. Precum scrie, că toată fapta o va duce Dumnezeu la judecată, cu tot lucru trecut, cu vederea ori bun, ori rău. Și iarăși, că Fiul omului va să vină într-o slava Tatălui Său cu îngerii și atunci va răspăti fiecare după faptele sale. Deci nimeni să nu creadă că îl va mânti credința cea moartă, care nu este urmată de fapte bune. Credința fără fapte este moartă. Fapte fără credință moartă. Și având în vedere că este muncă și pedeapsă pentru nelucrarea faptelor bune, precum și mare răsplată pentru cei care se îngrijesc de mântuirea sufletului, înmulțind talanții dat lor de Dumnezeu, fiecare să se silească cu sârguință în această viață trecătoare, la lucrarea cu Dumnezeu și la toată fapta bună, răbdare și tăcere. Spre sfârșitul acestei predici, vă spun, iubiți credincioși, o istorioară adevărată, din care fiecare poate înțelege cât de mare bucurie, fericire are în ceasul morții, în ziua judecății de apoi, cel ce s-a silit în viața aceasta pentru a mulți talentul primit de la Dumnezeu. A fost un dascăl propovăduitor al Cuvântului lui Dumnezeu, care în toată viața s-a predicat, învăța, îndemna pe oameni la părăsirea păcatului, la lucrarea faptelor bune. Pe unii îndemna să se ducă la spovedanie, care nu erau spovediți cu ani. Pe alții îndemna să facă milostenie. Pe alții care erau îmbrăjbiți, îi sfătea să se împace cu frații surorile lor. Pe alții îndemna să meargă la biserică, să citească Sfintele Cărți, iar pe alții îndemna la post, la rugăciune, curățenie, înfrânare în postul. Astfel, bunul dascăl nu se lenevea la mântuirea și a frăților săi creștini și a fraților surorilor creștini. Ajungând la bătrânețe, în clipa morții era ca orice om în mâhnire, frică de ceasul morții, în care Mântuitorul s-a adresat zicând, întristat este sufletul meu până la moarte. Dar pe când își dădea sufletul, fiindcă se silise toată viața la îndreptarea mântuirea multora, deodată a văzut o ceată mare de 60.000 de suflete strălucind ca soarele, care l-au întâmpinat cu mare veselie și au spus, fratele nostru iubit, tu ne-ai iluminat pe noi cu cuvântul lui Dumnezeu cât ai fost în viață. Prin tine am părăsit păcatul, ne-am îndreptat asupra lui Hristos, care cu o sa milă îndurare ne-a trecut din moarte în viață. Acum
am fost trimiși de Dumnezeu să te întâmpinăm într-o ieșire a ta în această, din această viață. Și să călătorim cu tine petrecându-te până la cer, după cum avem porunca ziditorului nostru. Această mare ceată de suflete mântuite au însoțit la cer cu mare bucurie pe cel care s-a ostenit la mântuirea stăpânilor. Iată minunea dumnezească. Iată, frați și surori, cum și-a mulțit talentul acest dască. Fericit și câtă bucurie a avut în vremea sfârșitului pentru că Dumnezeu ne-a trecut cu vederea osteneală a Lui. Vedeți, frații mei, dascălul mai sus a amintit, nu a întors numai un suflet la calea rutinei, ci după cum ați auzit, 60.000 de suflete care, după mina dreptatea lui Dumnezeu, au fost trimise să-L întâmpine în vremea ieșirii din Lui în viață și să-L conducă până la cer. Deci, la fel ți ne ajută Dumnezeu să facem și noi. Cel mai mult ne ajută la mântuire, la mulțirea talanță, rugăciunea. Dar unul din cele mai mari daruri ne ajută milostenia, postul, smerenia, spovedania, sfânta împărtășanie, iertare din inima tuturor. Iertare din inima tuturor. Fiindcă dacă nu iertăm, fer, Doamne, de-a mare răspuns vă da înaintea lui Dumnezeu cei care nu sunt iertători. Și nu poate să ierte în viață cât trebuie. Și moare așa cum moare nepregătit. Să ne rugăm cel mai mult ca să ne ierte Dumnezeu păcat. Să ținem cu râvna posturile zilele, ca rugăciunea să aibă var putere. Să fim mereu smeriți și blânzi la inimă. Cu ce putem să fim și noi miluiți la cer. Să avem duhovnici buni. Să ne apropiem cu mare evlavie de trupul sângele lui Hristos, dacă merităm. Să iertăm din inimă pe tot ce ne fac rău. Să iertăm din inimă pe tot ce ne fac rău. Să iertăm din inimă pe tot ce ne fac rău. Și să ajutăm după putere la mântuirea celor din jurul nostru. De vom face așa și păcatele ni se vor ierta. Și anii vieții ni se vor binecuvânta. Va prelungi Dumnezeu anii noștri dacă vom fi iertători. Și vom putea să iertăm. Că nici Dumnezeu nu ne va ierta când vom greși, dacă nu suntem iertători. Talanții ne vor fi mulțiți, în sfârșit, bun vom dobândi, iar în ceasul morții, îngerii cei buni, sufletele pe care le-am călăuzit la mântuire, ne vor întâmpina și la odihna cerească, ne vor însoți, de care să ne îmbrădincească Hristos Dumnezeu, cu rugăciune preacurate Maicii sale, în vecii vecilor. Amin! Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Bine este-i Domnul tot ce bine într-o